Natalia a acumulat în total 22 de puncte. Să fie oare suficient pentru titlul de gazdă perfectă? Vom afla imediat. Timp de o săptămână, Iulia, Alberto, Simona, Alex și Natalia și-au exersat fiecare calitățile culinare și nu numai pentru a câștiga premiul nostru săptămânal. Acum a venit clipa ca ei să afle punctajul ce și l-au acordat unii altora rând pe rând în calitate de musafiri. Toți au fost, bineînțeles, gazde și, prin urmare, rezultatele sunt așteptate cu sufletul la gură. Natalia are onoarea! Ei bine, dragilor, uite că s-a și terminat săptămâna și concursul nostru. Am ajuns la final și acum trebuie să vedem cine sunt câștigătorii. Probabil că fiecare vreți, nu? Toți suntem câștigători. Exact. Cu experiența asta și indiferent. Ia să vedem noi ce avem aici. Wow! Ia uitați-vă ce premiu așteaptă pe câștigător. Fiecare își dorește, știu, așa. Asta este cea pe care avea nota 10, nu? Da. Ce de emoții mascate! Aici avem lista. Vreți să vă ajut eu? Cu dreptul, mulțumesc, nu. Să vedem cine... sunteți. Ok, locul, haideți așa, 5. Alberta. Începem cu 5. Simona. Meniul. Da. Știu. Da. Dacă exista un loc cu 6, era minunat, dar e ok unde se află. Ca și mâncare, că fiind gazda perfectă, trebuie să gătim din punct, așa m-am gândit eu, n-a fost nimic comestibil acolo. Bine, n-am murit. Da, da. Murit. Ok. Și ce e, Alberto? Eu am depunctat-o. Poate că aș fi iertat-o dacă nu se intervenea în bucătăria ei, unul la mână, și dacă nu se intervenea cu preparate aduse din exterior, ceea ce asta a dus la depunctarea ei. Da, dar probabil că nici tu, Simona, nu știu că s-a dus mai tare în momentul dat, nu? Bineînțeles, da. Simona, tocmai am cerut permisiunea Simonei și ați încercat să dați vina pe mine că, de fapt, acele produse erau gătite greșit și cum i-a greșit cu acel oțet. Deci toată lumea știe, dar încercat să dea vina pe mine. Da. Așa că, mai greșit. Bine, da, haideți. Da, mâncarea a fost și critică. Da. Da. Haideți să vedem, să vedem mai departe, adică locul 4. Ok, locul 4, Alexandru. Alexandru, te-ai așteptat la locul 4? Nu, la ce am gătit, nu. Și cum am gătit și cât am făcut, nu. Și ce te-ai gândit, ce loc ți-ai, să zicem așa, ți-ai oferit singur? La ce s-a gătit în toată săptămâna asta, eu am zis că bătaia trebuia să fie între mine și Iulie. Mă așteptam măcar pe 2, dacă ieșeam pe 2 la ce mese s-au făcut și la ce gust au avut mâncărurile, bare 2 era bun. Pentru mine votul a fost mic la după cina lui Alex, pentru că am spus atât doar Alex, caracterul, să spun așa, bate munca din bucătărie. Poți să mergi afară dacă te vrei să mergi pe alții. Eu am în casă. Ok, mulțumesc! Poftă mare! Și vin apoi. Dacă așa ți se pare o gazdă bună, n-am nicio problemă. Poți să... Alberto, ok. Ai de lucrat foarte mult la răbdarea oamenii și îți dau un singur sfat. Fă-te... Sugestia nu se primește, ok. Mai mult ca sigur, a ajuns pe locul 4 datorită mie, dar nu din cauză, pentru că e datorită. Eu am făcut un bine, săracul. Haideți să mergem mai departe. Locul 3. Aha! Locul 3 sunt eu, Maria mea. Ne da fără în șocuri. Eu
Am depunctat situația acestei seri, cina, datorită faptului că și eu sunt, la fel ca dumneavoastră, jumătate român, jumătate de altă naționalitate, dar eu prefer să aplaud țara în care îmi câștig existența, țara unde îmi cresc copiii, țara unde locuiesc, iubesc și locul de unde vin, logic, pentru că de acolo îmi vin rădăcinile, dar cel mai important pentru mine este prezentul, ceea ce mă face să mă implic foarte mult. V-am spus și dumneavoastră că m-aș fi bucurat enorm. Știu clar că știu să gătiți tradițional ca la dumneavoastră și eu știu să gătesc ca la tata acasă, probabil. Nu știu sigur. Dar m-aș fi bucurat dacă ne ajutați să vedem că dumneavoastră faceți cu adevărat parte sufletește vorbind aici, sunteți cu noi cu toți. Am înțeles, mulțumesc de de părere. Da, eu părere. Și vreau să spun și eu că eu tot m-aș fi bucurat dacă făceai și tu sarmale românești și ceva românesc, că a fost o bucătărie probabil care, nu știu, mediteran ai zis, mediterană, ceva de genul ăsta. Și de ce n-ai ales tu? N-am făcut nici de-al meu, nici românesc. Am făcut neutru. Și care a fost situația? Că eu am arătat tradițiile la o țară vecină, ați făcut o reclamă mai intens. Mă iertați, cum eu asta am înțeles. N-are nicio treabă cu reclamă. Doamna Natalia, sigur că s-a supărat, pentru că dumneavoastră, exact cum am spus, s-a văzut și toată lumea o să vadă, au un ego fantastic și încrederea de sine dincolo de culmi și dezamăgirea e la fel de mare. Am considerat că ți-a acordat prea multă atenție doar lui Alberto, care a încercat să facă tot timpul tot felul de moftulețe și pe noi ne-ați lăsat deoparte, care suntem mai cuminți și mai liniștiți. Hai că te îmbrățișez și te da, și eu. Cap rămână oricum pentru masă și pentru tot. Mi-ai spus că ai vrut mai multă atenție, te-am înțeles. Probabil se credea învingătoare cu toate trucurile sau nu știu ce încerca să facă și cu toată blândețea și cu toate sfaturile pe care ni le-a dat în timpul acestei săptămâni. Au crezut că noi o să fim chiar sensibili și o să ne îndulcească cu vorbele dânse. Ok, Alessandra, te rog frumos și tu. Echilibrat. Eu sunt un pic atent la detalii și masa n-a fost aranjată, am găsit la mine chiftea. Da, asta e genioasă. Că ați fost lângă mine, da? Da. Nu ați așteptat pe toți la masă și mi-ați dat mie să mănânc. Ba da, am vrut exact să înțelegi că sunt atentă cu toată lumea. Știu, dar eu, sincer, dacă dumneavoastră spuneați, mai stai 5 minute să vină toți că așa e frumos, răbda. Da, doamna Natalia s-a supărat că aici pe locul 3, pentru că se aștepta la gradele pe care le crede că le are, la snobismul și la tot, după cum s-a comportat, zicea că eu am venit, dați-mi premiu. A venit timpul să aflăm câștigătorul săptămânii. Câștigătorul săptămânii. Nu te nu mai sunt de favoritul. Iulia! Bravo! Bravo, Iulia! Felicitări! Nu o să te îmbrățișez. Să te pup. Aole, chiar nu mă așteptam. Felicitări, să nu te aștepți. Nu degeaba ai depus niște eforturi acolo. Iulia, să te felicităm. Gazdă perfectă. Cu premiul de 10.000 de lei și îți dorim o vacanță, știi, cu plece în Franța, da, să te bucuri de banii ăștia. Așadar, tabloul de final al acestei săptămâni. Pe ultimul loc se clasează Simona cu 12 puncte. Pe locul 4, Alexandru cu 20 de puncte. Natalia ocupă locul 3 cu 22 de puncte, iar Alberto locul 2 cu 23 de puncte. Pe primul loc, cel al gazdei perfecte, se clasează Iulia. Felicitări!